Lipsa de decență din partea unui membru al familiei regale la funeraliile reginei Elisabeta a ii au curs valuri de critici. La înmormântarea reginei Elisabeta a ii nepoata prințului Eduard, duce de Kent, s-a prezentat într-o ținută criticată de multă lume. Pentru evenimentul urmărit de peste jumătate din planetă, Lady Amelia Windsor a purtat o rochie neagră cu decolto adânc. Lady Amelia Windsor, nepoata prințului Edward, duce de Kent, vărul reginei Elisabeta a doua, a purtat o ținută nedecvată pentru funeraliile reginei. Ea a purtat un dres negru cu mocasin din piele cu ciucuri, dar și o pălărie cu voal, care este obligatorie pentru doamne. Amelia era singura din familia ei care putea revendica tronul regal, dar după 2015, când s-au schimbat regulile de succesiune, se afla abia pe locul 39. Relațiile lui Windsor cu prințul William și familia sunt bune, ea fiind la nunta cu Kate Middleton. Cu toate acestea, ea nu a fost invitată la nunta prințului Harry și a lui Meghan Markle, scrie Hello Magazine.